Salutări for everyone! Canalul deosebit prin natura postărilor. Acum facem alt clip, un clip de asta de excepție. Dacă v-am arătat cum se scute lanțul de la drujbă cu flexul, cu punerea de flex, da? Acum vă arăt cum se scute cu o piatră reală. Da? Uitați aici. Asta e piatră reală care o cumpăr de pe internet pentru mașinile alea de ascuțit lanțul de la drujbă. Nu știu cât are. 100 și ceva, 3,2 parcă era acolo pus pe internet cu 2 și ceva. Ce vreau să vă spun, cel mai important, dacă faceți ceea ce vă arat eu aici, să nu faceți, domnule, chestia asta dacă nu aveți flex din ăsta care se reglează, da? Se reglează turația la flex. Deci asta e un flex care se reglează turația la el. Acum, ce am avut eu de făcut în plus? Găurița asta de aici, da? Nu era chiar exact ca și asta. O trebuit să o rașchetez un picuț ca să o bag aici, da? Nu știu cât era diferența, am făcut așa pe ea cu un foarfica asta nenorocită până am lărgit-o aici. Dar, deci aveți grijă, dacă faceți ceea ce vă arat eu aici, să faceți, deci un flex merge la 10.000-11.000 de ture. Uitați, asta scrie pe el, da? Dacă spate se vede acolo, 11.000 de ture merge. Deci piatra asta reziste la maxim 3.000 de ture. Deci aveți grijă, eu nu vă arat acum cum să vă accidentați sau să vă loviți, dar eu vă arat ce am făcut eu, da? Acum aici între ăsta și ăsta eu pun un fil de nylon. Puteți pune și o hârtie mai subțirică. Deci motivul care fac treaba asta e să nu crape piatra când o strâng la loc. Asta e și pe partea asta, uite, am tăiat aici, numai n-am pregătit-o. Așa o să pun aici și o strâng aici, da? Și să vedem cum se ascute lanțul la drujbă cu flexul și cu o piatră reală. Mersul meu acum ai dat la minim aici, uitați, și tot se învârte destul de tărișor, da? Deci aveți foarte mare grijă ce faceți.
Deci, ascuțirea cu pânza asta merge la fel de normal ca și la ascuțirea cu pânza de flex. Diferența este că nu mai se arde așa colții, dar totuși parcă cu un fel de șpan așa tot lasă aici, nu știu cum așa, ce să zic. Dar oricum de ascuțit, iese ascuțit. Acum o să vedem noi la o probă de tăiere. Testăm lanțul ăsta chinezesc, ce l-am ascuțit cu pânza reală, nu cu flexul, să vedem ce face. Oricum, deci ce am văzut eu așa și cum am văzut eu, deci tot lasă un fel de șpan, așa, un lasă un șpan, deși nu arde ca flexul, dar tot șpan, un pic tot lasă. Asta e de la pietrele astea, nu e ca și de la pila. Pila nu încălzește nimic, pila rupe tot și aruncă și lasă numai cei... Asta e diferența între piatră și... Deci, eu zic că merge totuși destul de bine trage, după ascuțirea cu pânza. Salutare, stimă și respect!